Să tragi. Bună regăsire, dragi prieteni! O duminică de început de octombrie. E un lucru foarte, foarte frumos pe care vi-l transmitem astăzi, grație Prima Sport 3, un canal în care sportul este la el acasă. Avem Cupa Federației la Oină, finalele atât la fete cât și la băieți, sportul național care trebuie respectat așa cum cere și tradiția și nu numai. Sunt Cristian Frisc alături de Cosmin Drăghici. Vom încerca să facem șederea dumneavoastră în fața micilor ecrane agreabilă, explicându-vă ceea ce se întâmplă, ceea ce înseamnă Oina și ceea ce aduce ea ca plus valoare pentru societatea românească și pentru România în ceea ce privește imaginea pe plan internațional. Așadar, Cosmine, spun bine ai venit la debutul, iată, la microfonul Prima Sport, un post care s-a preocupat, după cum știi, de Oină de ceva ani încoace. Mulțumesc mult, Cristi! Sunt convins că astăzi vom avea parte de niște meciuri deosebit de spectaculoase. Acum am făcut o mică pauză pentru a-l vedea pe Vitalie Onica din Republica Moldova cu acel sunet din corn de a chema pe toată lumea la Oină. Exact. Este un moment simbolic. Dumnealui este președintele Federației Moldovene, da, de Oină și ne bucurăm să-l avem alături de noi aici. Da, către toate cele patru puncte cardinale s-a îndreptat cu acel sunet de corn. Excepțional început, dragi prieteni. Suntem pe stadionul Arcul de Triumf, stadionul național de rugby, care devine cel puțin pentru o zi astăzi casa Oinei, este casa rugby-ului, casa balonului oval. Cele două federații au avut cooperare foarte îndelungată în timpul războiului, au fost și comasate într-o singură instituție și avem o serie de momente care se vor desfășura. La ora 11:15 începe prima dintre finale, cea de fete, care va opune pe Galicia Mare și pe Dacia Mioveni. Până atunci avem intonarea imnului național. În câteva minute se va produce acest lucru. Va fi o intonare aici, live, de către un solist, așa cum s-a întâmplat, pentru că Federația Română de Oină ne-a tot, cum să zic, obișnuit până acum cu astfel de momente. Dumneavoastră vedeți acum cele patru echipe, cele patru finaliste, dar ne vom face o pauză pentru ascult. Da. Ascultai imnul de stat, nu cred nu, că... Nu, încă nu este. Încă nu. Se aveți cele patru echipe. Da, cele patru echipe, sunt da. Cinci, nu sunt patru. Deci avem la fete ACS Galicia Mare și CS Dacia Mioveni, da? La băieți Frontiera Tomis Constanța cu Izvorul Chiuiești și mai e o echipă, a cincea. Arbitrii și organizatori. Da. Și ei sunt parte implicată, merită la fel aceleași aplauze, nu? Bineînțeles, categoric. S-a făcut un efort deosebit din partea Federației. Domnul președinte Nicolae Dobre ne-a strâns pe toți în jurul lui și sper să reușim un eveniment deosebit și să se bucure toată lumea care urmărește aceste meciuri de Oină. Cupa Federației la Oină, un banner oficial care conține informații. Federația Română de Oină împlinește în 2022 9 decenii de activitate neîntreruptă. E o emulație deosebită pentru promovarea sportului nostru național și am uitat să vă spun, cred, în introducere, în prezentare, că al meu coleg astăzi, Cosmin Drăghici, este președintele unui club de Oină care se numește, ce frumos, Clubul Sportiv Hoina, cu H, atenție, Hoina Craiova, din Craiova. De ce Hoina? Hoina, după denumirea veche a Oinei, așa am spus și ne mândrim cu faptul că clubul nostru este primul care are în denumire numele sportului nostru național. Deși Hoina cred că nu mai există în Dex la momentul actual ca o și cuvânt, nu? Categoric, da, da, este. Da. Ne ridicăm și noi pentru că urmează intonarea imnului național. Deșteaptă-te, române! Marian Vasilescu este cel care va interpreta acum pe gazon. Deixa-me ver.
Ajută și acustica, pentru că suntem pe un stadion de 8.000 de locuri, un stadion mare pe care și Oina îl merită, de ce nu? Este un stadion, superb, nu? Este un stadion superb, ne bucurăm foarte mult că suntem aici pe stadionul acesta. Într-adevăr, Oina și Rubiu sunt două sporturi prietene și sperăm ca această colaborare să continue. Bine, nu e prima dată când Oina își găsește loc aici în casa balonului oval. Au mai fost multe competiții organizate la Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, dar acum este, iată, o altă hlamidă și a stadionului. După ce acesta a fost refăcut și arată așa cum vedeți, e a doua competiție. A mai fost și în primăvară una tot aici, nu? Tot aici a fost, da. În fiecare primăvară prima competiție este Cupa Regelui și Cupa Reginei, ca tribut așa pentru importanța pe care a avut-o Casa Regală în dezvoltarea Oinei. Să nu uităm că în 1898-1899 Spiru Haret introducea Oina în școală și atunci România era regat și Casa Regală a fost totdeauna aproape de Oină și ne-a sprijinit de-a lungul timpului. Ia să vedem ce se întâmplă, pentru că avem din nou un moment special, eliberarea porumbeilor albi, un simbol al păcii, pentru că trebuie să spunem, prieteni, că prin aceste transmisiuni și prin această competiție vrem un mesaj de pace, să aplaudăm și noi porumbeii care zboară acum deasupra gazonului. Știm bine ce se întâmplă în Ucraina, nu mai vrem să auzim de războaie și de așa ceva. Susținem Ucraina și independența ei, de ce nu, inclusiv prin acest comentariu, această cronică sonoră. Susținem pacea mondială, nu neapărat o parte sau alta care este beligerantă. Vrem să fie pace, vrem ca lumea să facă sport, copiii să meargă să găsească posibilitatea de a-și exprima această energie prin sport, prin regulamente clare, bine definite și nu prin războaie. Bineînțeles, e bine să ne întrecem prin sport, să nu ne întrecem în războaie, asta categoric. Mai lăsăm puțin acest imn al Oinei să vă ajungă în case, pentru că spuneam, e acustica foarte bună, după care vom reveni și noi cu comentariu. Imnul Oinei, acum. Ne apucăm de treabă, prieteni, începe prima dintre finalele de astăzi, Cupa Federației, e o competiție organizată de Federația Română de Oină, desigur, cu ajutorul mai multor parteneri, printre care și Federația Română de Rugby. Primul meci este cel de fete între ACS Galicia Mare și CS Dacia Mioveni 2012. Arbitrează doi dintre cei care vor juca în a doua finală a zilei, e vorba de Mihai Georgescu și Daniel Benghea, iată-i acolo, și aici este
momentul la care avem tragerea la sorți cu ajutorul bastonului, te rog să ne explici, Cosmine. Este o tragere originală aceasta și nu se găsește în alte sporturi. E un moment deosebit la care noi ținem foarte mult, acesta cu aruncatul bastonului de oină. El este prins de capitanul uneia dintre echipe, apoi prin punerea alternativă palmelor pe baston, se ajunge în capăt, iar cine prinde bastonul în capăt câștigă tragerea la sorți și alege unde va juca. Sunt două momente ale jocului. O echipă va sta aliniată, echipa în verde, Dacia Mioveni, pe care o vedeți noastră acum, este așezată pe linia de așteptare. Jucătoarele vor merge să bată mingea la baston, apoi vor intra prin culoarele care se formează în teren. În vreme ce formația care se află la prindere, pe cercuri, la semnalul arbitrului se va împrăștia în teren în formula 1-3-3-3-1. Așa spunea Istrate, vechiul comentator de oină pe care toți îl știm, în formula 1-3-3-3-1. Hai să o folosim și noi pentru că este atât de frumoasă și să și prezentăm echipele în verde, cum spuneai, formația din Mioveni care va fi la bătaie în prima repriză. Numărul 1, Elena Cârstea, numărul 2, Erica Popa, numărul 6, Laura Munteanu, numărul 7, Georgiana Farcaș, care este și capitan de echipă, numărul 9, Ștefania Pantazoiu, numărul 12, Ștefania Manea, numărul 14, Andreea Rotaru, Chiliment, numărul 17, Ștefania Răducu, numărul 20 și Emma Pantazoiu, numărul 23, Bianca Mitrică și numărul 27, Alexia Crețu. Filofteia Dumitru este antrenoarea acestei echipe, în vreme ce dincolo formația din Galicia Mare o are în teren pe numărul 1, Andreea Vasinescu, capitan de echipă, numărul 2, Andreea Totora, numărul 15, Larisa Voicu, numărul 13, Luiziana Pițurcă, numărul 4, Miruna Ristea, numărul 8, Andreea Stănucă, numărul 3, Nicoleta Manea, numărul 5, Ludmila Jucravu, numărul 10, Daria Balotă, numărul 7, Denisa Balotă, numărul 12, Adelina Cristian, plus două rezerve, Erica Zuluf, numărul 6 și Alexia Lungu, numărul 11, Cristian Văduva este antrenor. A început meciul cu o primă bătaie pentru formația argeșeană. Acum merge la bătaie jucătoarea, cea de-a doua jucătoare. Cel mai probabil prima jucătoare încă nu va intra în teren, își va aștepta o coechipieră. Se intră maxim 2 jucători pe fiecare culoar. După cum observați, au un ritual, își așează mingea, ridică cât mai sus. Da, servantul e foarte important aici la ridicarea mingii, la servire, cum se spune. N-a fost o bătaie reușită. Rămâne 0-0 după două lovituri de baston ale celor de la Dacia Mioveni. Fetele s-au așezat deja la linia de plecare pe culoarul de ducere. Și acum cu siguranță vor intra în teren. S-a format grupă, deci trebuie să intre cineva. Se poate refuza prima servire, a doua însă este obligatoriu de a fi lovită sau măcar de a fi o tentativă de lovire a mingii. Așa este, Cristi, a doua oară jucătoarea este obligată să lovească mingea. Oh, și ce bătaie! Extraordinară! Este bar! Este un punct suplimentar, mingea a atins linia de 3 sferturi. Da. Am zis eu că poate fi bar tocmai pentru spectaculozitate, dar barul este în partea cealaltă la linia de fund. M-am încurcat eu. 1-0 așadar, prieteni, pentru Dacia Mioveni, o primă bătaie foarte bună. Grupa de alergătoare a ajuns până în careul 2 de pe ducere, unde este jucată. Cât de important este rapiditatea paselor aici, Cosmine? Este foarte important. Multă lume are impresia că cea mai importantă este forța, dar rapiditatea paselor face ca jucătoarele din interior să fie dezechilibrate și să tragă prin surprindere. Obligatoriu, o jucătoare de la prindere va trebui să aibă un picior în cerc ca lovitura să fie valabilă. O diagonală imprecisă aici, n-a fost recepția bună la mărginașul 2 și una dintre jucătoare e avansată până la capătul culoarului, vreme ce a doua, asistenta să spunem, este avansată și ea, dar numai până în triunghi, ultima suprafață geometrică de pe culoar. Acum se poate juca pe ambele culoare. Atenție, este o fază care pornește din triunghi, dar jucătoarea la linia de plecare de pe întoarcere poate la rândul ei să alerge. Bineînțeles, ar putea intra, dar este decizia ei și a antrenoarei, dar este o strategie stabilită în comun. A scăpat și cea de-a doua jucătoare. Scorul rămâne 1-0 pentru Dacia Mioveni. Corect, așa este, 1-0. Grupa
sunt primele două jucătoare care s-au aflat la bătaie, cele care acum au ajuns la startul culoarului de întoarcere. De regulă, atacurile se efectuează pe culoarul de întoarcere majoritatea. Așa s-a încetățenit în ultima vreme ca cei mai buni jucători ai echipei să fie plasați pe culoarul de întoarcere și acolo trăgătorii. Trăgătorii, da? Dar au fost antrenori care au încercat să surprindă adversarii și au jucat și au plasat cei mai buni jucători pe culoarul de reducere, dar... Exact ce spuneam, pe culoarul de întoarcere grupa de alergătoare a parcurs fără niciun fel de obstacol, în vreme ce atenția este în careul 1 de pe culoarul de întoarcere, unde avem, hai să și explicăm, jucătorii de pe laturi sunt mărginași, jucătorii din linia mediană sunt mijlocași, cel de lângă cei care bate este fruntaș, iar cel din spate este fundaș. Da? Ai spus foarte bine, Cristi, și ei sunt aleși de antrenori în funcție de calitățile lor. De exemplu, mijlocașii sunt foarte buni pasatori, văd foarte bine jocul, pe când mărginașii ar trebui să fie foarte buni trăgători, să țintească foarte bine adversarul. Da. Și în același timp foarte bun la prindere, pentru că vin diagonale puternice, vin trageri din partea cealaltă și ei trebuie să recupereze, nu? După cum observați, aici se joacă în care cu 2 pe întoarcere, iar jucătoarele de pe ducere au venit în spatele mijlocașilor pentru a sprijini în cazul în care se trage. Se ține diagonal. Se recuperează mingea pentru a mai putea trage încă o dată și încă o dată în adversar și cu cât tragi de mai multe ori, cu atât ai șanse mai mari să lovești adversarul. Exact, apărarea ghemuit cu palmele în față pentru a putea respinge. Jucătorul care se apără poate să atingă mingea numai cu palmele. Orice altă parte a corpului înseamnă 2 puncte pentru echipa adversă. Categoric, da. Nu e tragere aici pentru că n-avea cerc, a fost o diagonală înaltă. Se poate băga mâna în această diagonală înaltă de către cel care este jucat. Jucătorul din mijloc poate bloca mingea cu palma, cu altceva este considerat lovit, da? Și să-și continue alergarea pentru a scăpa. Sigur că da. De la mijlocașul 1 o pasă până la mărginașul 2. Fetele n-au o viteză deosebită. Dar au o îndemânare foarte mare și o ambiție foarte mare. Într-adevăr, jocurile de băi și de fete diferă unele de altele. Extraordinar! Oina la începuturi a pornit și din mediul bisericesc. Suntem lângă mănăstirea Cașin, slujba duminicală, auzim și clopotele acum. Fantastică imagine sonoră pe care vă prezintă tuturor românilor din țară și de peste hotare oina românească. Nu-i așa? Este un moment deosebit și ne bucurăm că am prins în direct momentul acesta. Aceste pase consecutive au rolul de a slăbi apărarea, de a uza atenția jucătorului aflat în mijloc pentru ca apoi să fie atacat. Bineînțeles, chiar m-aș bucura ca cei care ne urmăresc acum să încerce să joace oină și să vadă cât de greu este pentru cel aflat în mijloc acolo să nu-și piardă atenția niciodată. Să stea în această poziție fundamentală, cu genunchii flexați, la fel cu coloana vertebrală arcuită, suficient ca să se apere, să nu lase o suprafață mare de lovire pe corp. Orice moment în care arată o slăbiciune este speculat de cei de pe cercuri care vor încerca să-l țintească, să o țintească, că este vorbind despre jucătoare acum. Avem timp să facem o recapitulare și a rezultatelor, pentru că faza se prelungește. Nu este limită de timp pentru reprize sau pentru meci. Atenție, se termină o repriză când toți jucătorii unei echipe își epuizează bătăile și aleargă pe cele două culoare. O pasă în afara terenului, avansează câte o suprafață fiecare dintre jucătoare. Mai sunt două la linia de start pe întoarcere. Așadar, avem rezultatele. Au fost 4 echipe. Galicia Mare a bătut Frasinul cu 6-2. Mioveni CSM Râmnicu Sărat 4-0. Frasinul Râmnicu Sărat 2-6. Galicia Mare Mioveni 7-5. Deci așadar, în meciul din sezonul regulat, doljencele s-au impus cu 7-5. Mioveni Frasin 10-0 și Râmnicu Sărat Galicia Mare 2-3. În finala mică disputată ieri la Izvorani, CSM Râmnicu Sărat a bătut Avântul Frasin cu 12-4, intrând în posesia medaliilor de bronz. Acum avem o acțiune combinată, să zicem, în triunghi și în careul 2. Aleargă jucătoarea din triunghi și trece de linia de scăpare în maximă securitate. Acum ar mai putea intra una dintre jucătoarele care se află la capătul culoarului, nu? Bineînțeles că poate intra una dintre jucătoare. Au ales probabil să joace în careu, considerând că au trăgătoare mai bune aici. Da, pentru au că... permis scăparea din triunghii acelei care dovedise că este bine poziționată ca apărătoare, nu? Probabil și lucrul acesta a contat, da. Pentru că au observat că a fost jucată mai mult timp și nu au putut... Nu au găsit o hibă, un punct vulnerabil. Corect. Suntem din nou în careul 2.
mijlocașul 2, cea la care a fost mingea, acolo este practic omul care are legătură cu 8 din 10 cu echipieri pe teren. O neglijență la transmisia mingii, apoi o pasă către fruntaș care la fel este înaltă și scapă ambele jucătoare de la echipa arceșeană Dacia Mioveni. Rămâne scorul 1-0, prieteni. Au fost efectuate deja, cred că, 4 lovituri de baston, chiar 5 lovituri de baston de către formația argeșeană. Urmează acum o alta. S-au format din nou grupe, avem două fete pe culoare de ducere, două pe întoarce, de se va intra categoric în teren. Cred că s-a și renunțat la unele lovituri de baston pentru că jucătoarele nu sunt foarte puternice, foarte bine poziționate și să nu le prindă la mijloc, probabil. Se poate face lucrul acesta ca anumite jucătoare să renunțe la lovitura de baston, preferând doar să intre în teren. Să alerge. Da, suntem deja la a șaptea lovitură de baston. Dacă urmărim, două au ieșit, două sunt aici, două acolo. Sunt patru jucătoare care urmează să bată, deja au fost 7 care deja au efectuat sau au renunțat. Da, au renunțat. Învățătorul le-a calculat bine. Am uitat să vă spun profesia de bază a președintelui de la Clubul Sportiv Hoina Craiova, Cosmin Drăghici, companionul meu din această dimineață de oină, este cea de dascăl, învățător. Da, sunt învățător și mă bucur mult că am meseria aceasta, pentru că iubesc copiii. Sunt învățător chiar în localitatea Giurgița din județul Dolj, de unde sunt copiii legitimați la Clubul CS Hoina Craiova. Pentru că în acest moment, la Clubul CS Hoina Craiova, sunt doar copii din localitatea Giurgița, acolo unde noi am găsit sprijin. Super. Din partea autorităților. Vom vorbi de club atunci când vom trece la băieți, pentru că echipa Hoina Craiova a participat la Cupa Federației la varianta masculină și a ajuns până în finala mică. Mi se pare o performanță frumoasă. Deocamdată să ne orientăm din nou la ceea ce se întâmplă în teren. Suntem în același careu 2, unde se cam bătătorește iarba, nu? Da, așa este. Careul acesta ar trebui să fie cel mai puternic al unei echipe de Hoina. Da, și este, dovadă. Galicia Mare și Dacia Mioveni sunt trei cele mai bune echipe de... Vechi rivale, până da, la urmă. Da, vechi rivale. S-au întâlnit de foarte multe ori în ultimii ani de zile și au împărțit victoriile. Și zilele trecute s-au desfășurat două competiții importante, Cupa României și Campionatul Național de Seniori de Fete. Erau competiții restante care au fost recuperate acum, pentru că tot s-a strâns lumea pentru Cupa Federației la Izvoran și acum în capitală, nu? Bineînțeles, și am profitat de aceste locuri deosebite și prielnice pentru desfășurarea competițiilor și la Izvoran ne-am simțit foarte bine. Iar una dintre competiții, Cupa României, a fost câștigată de ACS Galicia Mare, iar Campionatul Național a fost câștigat de Dacia Mioveni. Deci cine va câștiga astăzi are un plus. E un fel de supercupă această finală a Cupei Federației între campioană și câștigătoarea cupei. O diagonală însă prea jos și a fost blocată mingea. Să vedem acum, se trage corectă tragerea din cercul mijlocașului 1, dar peste. Și ați văzut un sistem de apărare, acela de a te lăsa cât mai jos, cât mai aproape de sol atunci când este o minge care îți vine înalt, nu? Mă bucur că ai remarcat lucrurile acestea. Deci un jucător aflat în apărare se poate apăra cu palma sau se poate arunca, se poate... N-am remarcat decât eu, ci și colegii din CAR, cărora le mulțumim pentru aceste relori, da? Care ne ajută și pe noi să explicăm celor de acasă ceea ce se întâmplă. Te rog să continui dacă te-am întrebat. Da, urmează cea de-a opta bătaie. Refuzată prima minge servită, să vedem cea de-a doua. O bătaie razantă până la mijlocașul 1, care reușește acolo să blocheze, și capitan de echipă mijlocașul 1. De regulă, baciul, mijlocașul 2, este îndreptățit să poarte banderola la echipa de Hoina, nu? Așa se întâmplă de cele mai multe ori, dar nu este obligatoriu. Sunt mărginași care sunt capitan de echipă, dar într-adevăr se consideră că el este cel care organizează jocul mai bine și el vede. El e cel care vede toate careurile, are legătură, cum spuneam, cu 3, 5, 8 jucători din 10 cu echipieri în teren. Stabilește. Ce bătaie bună acum, dar totuși nu e de punct. Nu este bun, nu. Ca să explicăm acordarea punctelor din bătaie, dacă mingea trece de linia de 3 sferturi pe care ați văzut-o acolo, e un punct suplimentar. Dacă trece de linia de fund, e bar, sunt 2 puncte. Vom vedea mai degrabă la băieți, unde forța e mai mare. Acolo cu siguranță vom vedea baruri, dar să nu fiți surprinși dacă veți vedea și la, și fete. La fete. Și fetele, da, pot obține 2 puncte din baston. Rămâne 1-0 scorul pentru formația din Mioveni.
diagonale în alte acolo, rapiditate, văd, parcă merge mai bine ca Reul sau mai antrenat cumva la pasarea mingii. Și e o lovitură foarte frumoasă. 2-1 pentru Galicia Mare, excepțională această fază, prieteni. Formația din județul Dolj marchează două puncte importante prin Andreea Totora. Ea este cea care a tras, a țintit acolo tibia și n-a mai putut să se ferească Emma Pantazoiu, surprinsă pe piciorul drept. 2-1 și continuă acțiunea. Echipa de pe cercuri poate să facă puncte mai multe în general. În general, da, iar la fete categoric echipa de pe cercuri face mai multe puncte. La băieți o să vedeți niște lovituri de baston extraordinare, da. Și atunci, da, se echilibrează balanța, dar la fete clar echipa de pe cercuri este mai predispusă să acumuleze puncte în repriza în care joacă în această postură. Aici din nou a fost la două capete, o lovitură care putea să șteargă, nu? Dar este și o diagonală joasă, nu? În careul acesta de obicei asta se încearcă, lovituri la două capete, adică se poate recupera mingea, nu se trage decisiv. Ca și acum, de exemplu, o minge blocată cu palmele, atenție, dacă cineva din cerc trage cu pământul, lovitura nu e valabilă. Nu este valabilă, trebuie ca mingea să fie directă. Direct să atingă corpul adversarului pentru a puncta. Corpul, mai puțin palmele, cum spuneam, se joacă fără echipament de protecție, dar există niște reguli nescrise, să nu dai la părțile sensibile, la cap, în zona feței. Se mai întâmplă accidente, dar acelea sunt absolut involuntare. Și sunt foarte rare. Foarte rare, sigur. Da. Tocmai pentru că e această regulă nescrisă, nu? Da. Jucătorii știu foarte bine, dau în partea de jos a corpului, acolo țintesc piciorul. Există un respect reciproc, foarte bună apărarea, se avansează în careul 2. Au pierdut o șansă de a face puncte cele de la Galicia Mare, însă... Dar pentru că au recuperat mingea, da, mai au odată au recuperat mingea și au un apărător obosit acum pe ultimele două suprafețe. Da. Fetele pasează chiar foarte bine, mingea se duce repede. O să vedeți la băieți niște pase mai în forță, dar fetele sunt foarte îndemânatice. Pasează, sunt jucătoare cu experiență deja la cele două echipe. Excelentă apărarea, să o nominalizăm și pe jucătoarea care este acolo, Ștefania Răducu, purtătoarea tricolului cu numărul 17. V-am vorbit de cercuri, fruntașul și fundașul trebuie să aibă un picior în spatele sau pe linia suprafeței delimitată acolo. Da, există o anumită zonă, dar toată zona aceea... Pe toată lățimea poate să tragă. De aceea el este foarte flexibil și e un post special, atât fruntașul cât și fundașul, nu? Da, sunt siguri care nu au un cerc și au o zonă întreagă de acțiune. Da. Cred că e ultima lovitură de baston pentru formația... Nu cred, Dumitru. Cred că este penultima. Sau penultima. Bună lovitura, însă insuficientă pentru punct suplimentar. Cade mingea în fața liniei de 3 sferturi, recuperată ușor de mijlocașul 3. Da, și acum este ultima lovitură, într-adevăr. Cea care va lovi mingea este Georgiana Farcaș, capitanul echipei, servită de prima care a lovit. E și aceasta o regulă specifică Oenei. Categoric, prima jucătoare care a intrat în teren servește mingea pentru ultima jucătoare. Și acum vor intra jucătoarele, pentru că nu mai are cine să lovească mingea cu bastonul. Sunt grupe atât la un capăt al culoarului, cât și la celălalt. Este punct. 2-2. Egalitate. Cele de la Mioveni reușesc să restabilească echilibrul pe tabelă după această lovitură contabilizată cu punct suplimentar, a trecut de linia de 3 sferturi. Dacă ar fi fost prins acolo, nu se acorda punct, era prinsul la mijloc, dar pentru că recepția n-a fost suficient de bună la mijlocașul 3, asistăm la egalarea situației pe tabelă. Cum spuneam, este 2-2 și să vedem ce se întâmplă pe ultimele secvențe ale reprizei. Suntem înainte de pauză. Cu siguranță vom avea ocazia să... vedem în direct și această fază specială a jocului de oină, prinsul la mijloc. Poate repriza a doua. Da, poate repriza a doua. Cele două din triunghi scăpate cu prea mare ușurință, părerea foarte mea, adică ușor, da. Negligent au fost atacate, tratate acolo. Și iată că mai sunt două jucătoare de la Dacia Mioveni. Una dintre ele a avansat deja pe culoarul 1 din întoarcere, cealaltă, capitanul echipei, Georgiana Farcaș, care a marcat punctul de 2-2, așteaptă să plece și ea este o tactică acum să înceapă jucarea și probabil vine să facă o grupă aici, nu? Va intra și ea imediat ce va începe jocul. Exact.
când se deschide jocul, cum se spune în limbaj regulamentar. Și depinde de strategia echipei, dacă vine și o ajută pe apărătoare sau doar așteaptă să profite de momentul în care mingea este scăpată de jucătoarele de la prindere, de cele de la Gagea. Pentru a avansa, mare, corect, da. Deocamdată așteaptă și... Iată o diagonală. Da, și-au învasat ambele jucătoare cât un spațiu, prima și scăpa jucătoarea cu numărul 9. Da, pentru că s-a tras asupra ei și s-a ratat ținta, cealaltă în acest caz avansează o suprafață. Exact, când se trage asupra unui jucător, el are voie să parcurgă până la capăt culoarul pe care este. Iar cu echipierul vine din spate. Da, avansează un spațiu de joc. S-au mai schimbat regulile, altădată puteau să intre nelimitat pe culoar, acum maximum 2 jucători pot fi pe un culoar, fie că e ducere, fie că e întoarcere, simultan. Corect, da. Georgiana Farcaș, ultima care trebuie să se apere. Scorul este, reamintesc, 2-2, dragi prieteni. O diagonală înaltă, a încercat să bage mâna, să sară, să-și folosească detenta, pentru că astfel ar fi deturnat mingea și putea să fugă până la linia de scăpare, nu? Este o apărătoare bună, sunt chiar curios pentru că este cel mai bun careu al fetelor de la Galicia Mare și probabil cea mai bună apărătoare a echipei Dacia Mioveni, așa că va fi interesant această fază de joc. Pasele curg foarte bine și așteptăm cu nerăbdare și momentul în care mărginașii probabil vor încerca să țintească. Au drept de joc sportivele născute în 2009 și mai mari de atât, e vorba de senioare, sub 2009 nu poți, trebuie, nu poți juca. Trebuie să ai 15 ani împliniți pentru a juca la seniori. Da. În caz de egalitate, lovituri alternative de baston pentru departajare, să spunem și asta, pentru că e un meci cu titlul pe masă, cu o cupă. E foarte echilibrat, da. Da, și e 2-2, nu? Am putea vedea un X la finalul meciului. Da, s-ar putea întâmpla și treaba aceasta. O nouă fază prelungită în careul 2. Construiesc cu multă grijă. E foarte important să nu te grăbești atunci când ai mingea. Sunt și unele legende, le știi și tu foarte bine, despre jucători care ascundeau mingea și apoi băteau din palme ca să simuleze acea mișcare, să amețească jucătorul și apoi îl loveau când era cu spatele. Într-adevăr, sunt strategii care funcționează între echipe foarte bune și echipe care sunt la început de drum. Acum când ambele echipe sunt la nivelul acesta, nu mai funcționează. 2-2 după prima repriză a finalei Cupei Federației la Oină Feminin sau Oiniță, cum spunea Elena Farago. Dacia Mioveni, ACS Galicia Mare, o scurtă trecere prin studio, dragi prieteni, până când echipele își schimbă rolurile. Vom reveni pe Arcul de Triunf. Oina este la ea acasă la Prima Sport. Am revenit, prieteni, în direct de pe stadionul Arcul de Triunf. Finala Cupei Federației la Oină, varianta feminină, este 2-2 după o primă repriză care a durat vreo 16 minute, să zicem așa, uitându-ne pe ceas, între Dacia Mioveni, echipă în verde, tricouri verzi, și ACS Galicia Mare, în alb și negru. A început repriza a doua cu deja 2 lovituri de baston executate de Doljence. Ele n-au reușit să adune puncte pe tabelă, în schimb se apără acum în careul 2 de pe ducere. Ducere, da. Culoarul de ducere e folosit mai mult acum la primele lovituri, când n-ajung jucătorii până la linia de sosire și să se așeze pentru plecarea pe întoarcere. De obicei acum când intră primii jucători sunt jucați pe ducere, în restul meciului echipele se concentrează pe culoarul de întoarcere, acolo unde au cei mai buni jucători. Foarte bun gazonul și aici este lovitură. Mingea a ricoșat din palme în pieptul jucătoarei și iată, face puncte mărginașul 2 de pe ducere. 4-2, scorul devine în acest moment, revedem și faza, o aruncare puternică, bine țintită, 4-2 pentru formația din Mioveni. Jucătoarea de la apărare pusese palmele, se apărase bine. Dar cam moale, da, nu? Da, a fost și lovitura puternică. Și echipa din Mioveni a obținut 2 puncte. Conduce acum cu 4-2. Corect, și tot acolo suntem, în același careu 2. A prins un pic încredere și mărginașul care a marcat punctele adineauri. O minge care este scăpată, se ajunge în triunghi și iată rolul fundașului, care spuneam se poate deplasa pe întreaga lățime a acelei jumătăți de culoar, jumătăți de teren, culoarul, da? Acum joacă pe culoarul de ducere și se poate deplasa și juca în triunghi pe culoarul de întoarcere. De întoarcere, da. Corect, da.
Însă nu poate ataca atâta vreme cât jucătoarea de pe întoarcere n-a intrat pe culoar. Bineînțeles. Observați jucătoarea de la întoarcere că așteaptă acolo, probabil așteaptă un semn de la antrenor dacă poate să intre sau nu în joc. Antrenorul... Iar acest drept? Sigur că da, antrenorul este Cristi Văduva, care e și primar în comuna Galicia Mare. Asta s-a întâmplat și se mută jocul, atenția pe celălalt culoar. O diagonală care nu e bine ținută de două jucătoare din spate și... Jucătoarea a scăpat. Da. A parcurs în viteză întregul culoar. Despre Cristi Văduva, ce este cel mai important legat de Oina, este că el este primul doctor în Oina. Da, are doctorat, titlul științific de doctor, cu o lucrare de cercetare în domeniul Oinei. El fiind judoka la bază, nu? Da, 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 dar acum este... trup și suflet alături de Oina. Iată prinsul la mijloc, a fost o lovitură înaltă, bună, mingea a trecut în aer peste linia de 3 sferturi, dar nu se marchează pentru că a fost prinsă din aer. Vom avea prinsul la mijloc, un fel de penalti la fotbal, revedem. Dacă mingea ar fi atins pământul, se dădea punct suplimentar. În acest caz, pentru că mijlocașul 3 a fost bine poziționat, atent, n-a încurcat-o soarele, nu? A avut priză bună la minge. A evitat să pună puncte pe tabelă din bătaie formația din județul Dolj. Jucătoarea de la Galicia Mare este așezată acum între mijlocașul 1 și mijlocașul 3 și este jucată. Aveau dreptul cele două jucătoare să paseze de 3 ori înainte să tragă, dar au preferat să tragă din prima, a fost alegerea lor. Și observați cât de repede se mută jocul. Nu cred că a fost tragere, că a fost cu pământul. Mai degrabă au scos-o din prinsul la mijloc ca să o joace pe întoarcere, nu? Pe ducere, pardon. Cred că a fost o strategie. Da, așa este, da. Pentru că distanța era foarte mare, exact. Și atunci era greu de lovit jucătoarea. Aici există și acea pasă volei balată, dacă ai un jucător în apropiere, ca să fie prinsul la mijloc mai scurt, în 15 metri. O să vedem lucrul acesta la meciul băieților. Teoretic, am putea vedea. Da, da, da. Noi vă mai spunem, dragi prieteni, astfel de chestiuni pentru că am văzut la viața noastră destulă Oină și ne-am întâlnit cu diverse situații. E prea puțin două transmisii ca să epuizezi diversitatea, varietatea situațiilor ce pot apărea în Oină. Mulțumim Prima Sport pentru transmiterea acestor meciuri și sper să devină o obișnuință pentru deja că... Deja a devenit, nu, a devenit, vorbim la timpul prezent. A devenit pentru că de ani de zile cel puțin o competiție de Oină pe an este transmisă în direct. Asta e deja a doua, e o premieră în 2022 că avem două competiții de Oină cu câte două meciuri fiecare transmise în direct și în exclusivitate. Ne bucurăm mult de treaba aceasta și sperăm ca reacțiile din partea spectatorilor să fie pozitive și să continue aceste transmisii. Noi continuăm cu seria loviturilor de baston pentru formația din Galicia Mare, care este în dezavantaj pe tabelă și trebuie să acumuleze puncte prin lovituri puternice. O lovitură peste primul mijlocaș, nu însă și peste al doilea. O lovitură care poate părea mai degrabă tactică, deși nu este, pentru că astfel de lovituri se utilizează când ai jucători ce trebuie să alerge pe culoare. Probabil că în momentul acesta vor bate la baston toate jucătoarele la Galicia Mare, chiar dacă unele au posibilități mai reduse, pentru că ele au nevoie să recupereze scorul acesta. Da, altfel... Da. Altfel unele dintre ele ar fi putut renunța. Da. Nu, dar cele de la Mioveni nu mai trebuie să facă puncte pentru a câștiga meciul, dacă nu cumva se strânge diferența sau se egalează prin lovituri de baston. Corect. Se va intra din nou în joc pentru că sunt două jucătoare pe culoarul de ducere. Avem și una pe culoarul de întoarcere. Atunci când se strâng mai mult de două jucătoare, obligatoriu se intră, pentru că nu poți să stai mai mult de doi acolo. Ratată această bătaie și obligate, măcar una dintre ele era obligată să plece de acolo, au plecat amândouă pe lângă linia de margine, nu acolo este atenția, ci dincoace. Filofteia Dumitru este și ea o antrenoare foarte experimentată și știe că poate gestiona echipa ei acest avantaj, nu mai interesează culoarul de ducere, dacă mai face 2-4 puncte pe întoarcere este suficient. Într-adevăr, e o presiune foarte mare acum pe fetele de la Galicia, care știu că dacă cumva una dintre ele este lovită, va fi foarte greu să mai întoarcă scorul. Punctele la baston din partea fetelor se obțin mai greu. Distanța este mare și erau, bineînțeles, mai puțină forță decât băieții. Ce înseamnă o diagonală pierdută, neținută cum trebuie, o jucătoare scăpată? Bun, cum spuneam, Mioveniul este în avantaj, e o distanță, am putea spune, consistentă, acest plus 2 în condițiile actuale, dar altfel n-ai voie să faci astfel de greșeli. Da, a fost o greșeală.
se mai întâmplă neatenții din acesta. Oricum, noi încercăm să comentăm pozitiv, nu să sesizăm și să subliniem erorile pe care automat le fac jucătorii sau jucătoarele. Și chiar avem ce comenta pozitiv, pentru că atât fetele de la Galicia cât și cele la Mioveni pasează foarte bine, de obicei știu să țină diagonalele și au recuperează. Și prindere bună. Da, da, da. Loviturile de baston sunt un punct vulnerabil la fete, pentru că nu trebuie să explicăm prea mult, forța este inferioară în comparație cu cea a băieților. Este și o tehnică specială de a lovi mingea, un baston curbat, atenție, mingea e de circumferință mică, nu e atât de ușor. Ce apărare bună! Foarte bună apărarea, într-adevăr, și a scăpat. Are și o viteză foarte bună. Dublă, și a scăpat. Dublă strategie defensivă, atât în careul 1 cât și în careul 2, apoi vine în completare o altă calitate fizică, atletică, viteza, sprintul, da. Și iată, o jucătoare pe care o vedem și în acea imagine, era purtătoarea tricoului cu numărul 13, Luziana Pițurcă. O fi rudă cu Victor Pițurcă, pentru că sunt mulți pe la voi pe acolo de al de Pițurcă, la Perfectul Simplu, nu? Da, îl așteptăm pe domnul Victor Pițurcă la un meci de oină și aflăm atunci cu ocazia aceea. O nouă lovitură de baston, însă neaducătoare de puncte, cel puțin nu este prinsul la mijloc, însă acum deja este în criză formația lui Cristian Văduva, pentru că se epuizează numărul de lovituri de baston și implicit oportunitățile de a face puncte. Mai sunt două jucătoare care pot obține puncte la baston. De regulă sunt cele mai bune poziționate pe aceste locuri 10-11 la lovituri, nu? Da, ca să te poți baza pe ele în cazuri din acestea extreme. Așteptăm cu nerăbdare să vedem dacă vor reuși. Andreea Vasilescu a servit, i-a jucat și cricket în echipa națională la Balcaniadă. Mai multe jucătoare de la Galicia Mare au fost aduse, sunt legitimate la UNEFS București la cricket și au evoluat în echipa națională în Cupa Balcanică, locul 2 pentru ele la Bara Vlăsiei. S-a jucat un sport oarecum înrudit cu elemente comune, baston, minge mică, lovirea mingii și este punct aici, 6-2. 6-2 pentru Dacia Mioveni, s-a cam terminat. Care este câștigătoarea Cupei Federației de anul acesta, pentru că mai este o singură jucătoare de la AGS Galicia Mare și poate obține mai mult de 2 puncte. Cerc bine ținut acolo și lovitura coboară mingea pe trupul jucătoarei, o lovește în vârful bocancului, în vârful ghetei. 6-2 pentru Dacia Mioveni. O acțiune asemănătoare cu cea în care a fost lovită colega ei pe culoarul de ducere. Da. A pus palmele, dar din păcate din palmă a ricoșat mingea direct în corp, de data aceasta în picior. Se joacă până la capăt, chiar dacă nu mai... De fapt, cred că mai sunt două jucătoare la bătaie. Teoretic ar trebui, ar putea să facă puncte până la 6-6. Una sau două, vedem. Nu mai contează oricum prea mult. Oricum se joacă și în condițiile în care matematic una dintre echipe nu mai poate recupera. Se joacă până meciul la final, merge da. Până la final pentru frumusețe, pentru spectacol, pentru bucuria de a juca oină. Da, cred că totuși este ultima jucătoare la bătaie. Da, așa este, cealaltă este cu echipiera, Servantul. Da, cu echipiera cu numărul 1, cea care a intrat prima în teren. Așteptăm confirmarea de la arbitri, cei doi arbitri ne vor spune acum. Da, scorul 6-2 spuneam pentru Dacia Mioveni. O victorie meritată pentru echipa Filoftei Dumitru. A aruncat de acolo fruntașul puternic, însă s-a apărat bine jucătoarea de la Galicia Mare. Că tot vorbeam despre cei doi arbitri prezentai la începutul meciului, Mihai Georgescu și Daniel Benghia sunt doi mari campioni la oină, jucători încă activi la frontiera Tomis Constanța, care au câștigat o mulțime de titluri naționale. Despre Mihai Georgescu se spune că ar fi cel mai bun jucător din istoria oinei. Tatăl său, Marin Georgescu, a figurat în lista primilor 10 sportivi în anii 80, când almanacul Sportul făcea o astfel de ierarhie, să zicem. El este originar din comuna Olteni. Olteni, județul Telorman, da. E de tipul păsăric, așa, tatălui. De tipul păsărică Dobrina Loinei. Da, 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 există și... Neanicu păsărică, și Dumnezeu să ierte exact și pe el. Da, cum există și în fotbal acea comparație între Hagi și Dobrin, există și în oină, da. Aici te compar cu păsărică. Da. Da, da, așa este, l-am văzut aruncând mingi, era arbitru în ultima vreme, Neanicu păsărică, înainte să-și piardă viața și o lovitură la cap, din păcate. Gorul devine 8-2. Păcat că s-a lovit acea jucătoare, nu era nevoie neapărat de o tragere așa înaltă din partea fruntașului, zic eu.
în condițiile în care meciul e matematic câștigat. Cred că și jucătoarea de la apărare și-a pierdut puțin concentrarea, având în vedere că pierduseră meciul și cred că sunt puțin dezamăgite. E adevărat, dar iată, direct în frunte, în zona arcadei a fost lovită. 8-2 scorul, prieten, pentru Dacia Mioveni. Da, ea este ridicată de cei doi arbitri, nu e ceva grav. Cum spuneam, scorul a devenit acum 8-2 pentru Dacia Mioveni și Mihai Georgescu o ajută pe... El știe foarte bine ce înseamnă... Da, o ajută pe acea jucătoare de la Galicia Mare să meargă în afara terenului. Probabil că cei de la ambulanță vor acorda ajutorul de specialitate, dacă e cazul. Da, jucătoarea este în brațele antrenorului, cred că este mai mult dezamăgită decât accidentată, dar ne bucurăm că ea este bine. Andreea Vasilescu, ultima lovitură, prins la mijloc, nu este prins scăpat, la mijloc, scăpată de mijlocașul 2. Pare așa o scăpare intenționată, că nu mai contează, încă o fază în plus, ar fi întârziat un pic finalul acestui meci. Vor mai fi două jucătoare de la Galicia Mare jucate pe culoarul de întoarcere. Victorie meritată și savurată până la urmă de formația din județul Argeș. 8-2 scorul, prieteni, și iată-ne la finalul acestui meci și în câteva secunde vom încheia. Este ultima jucătoare, da? Ultimul spațiu de joc. Încearcă marcaj acolo, jucătoarea în apărare, nu? Da, încearcă să blocheze mingea. Jucătoarele de la prindere au ieșit din cercuri. Din cerc se face pentru scurtarea distanței și precizia paselor, pentru a pune în valoare un trăgător, nu? Da, dar ele nu mai au dreptul acum să tragă. Ele nu, da. Dar pentru o pasă mai bună și pentru a valorifica, să zicem, precizia fruntașului în acest caz, de aceea s-a scurtat distanța. Exact. Și implicit suprafața pe care se pasează. Un joc frumos. Să spunem și, Cosmine, că se termină cu această ocazie sezonul de aer liber la Oină. Nu știu dacă mai sunt competiții în aer liber, pentru că începe să devină friguros timpul. Vom mai avea sală în acest final de 2022. Până una alta, să le felicităm pe cele de la Dacia Mioveni, care câștigă Cupa Federației, 8-2 victorie cu rivala de la ACS Galicia Mare, meritoasă finalistă. Noi vom lua o scurtă pauză, cred că vreo 5 minute este cifrată această pauză. Ia să vedem. Nu, mai mult un pic. La ora 12 este programat startul finalei de băieți între frontiera Tomis Constanța și izvorul Chiuiești. Până felicitări atunci, ambelor echipe, au un joc deosebit de frumos. Asta voiam, o concluzie tehnică din partea ta. Vom mai avea ocazia să ne auzim, să dialogăm pe același canal la Prima Sport și la meciul de băieți care începe la ora 12 tot aici pe Arcul de Triunf. Vă mulțumim pentru atenție și pentru faptul că susțineți prin prezența dumneavoastră aici sportul național al românilor Oina. Faceți-o și de la ora 12 încolo. Frontiera Tomis Constanța, izvorul Chiuiești, finala Cupei Federației. Se gândeam împreună cum să rezultat din nou. Așa că dacă aveți să cântați cu mine așa, să cântăm cu toți. Hai să...